151 de elevi din 22 de unități școlare din județ participă la proiectul Sălașul Interactiv. Peste 100 de contribuții au fost realizate individual sau în grup, însă depunerea proiectelor nu se încheie aici. Elevii vor putea să continue să realizeze proiecte până în luna februarie 2015, conform regulamentului proiectului. Proiectul Sălașul Interactiv, demarat în luna martie 2014, a încheiat și cea de-a doua și ultima sesiune de înscrieri destinată elevilor nou intrați în ciclul școlar gimnazial clasa a 5-a, respectiv în ciclul școlar liceal clasa a 9-a. Potrivit unui comunicat transmis de reprezentanții asociației, aproximativ 125 de elevi de la gimnaziu și liceu din clasa a 5-a și a 9-a, eligibili în această a doua etapă, alături de 20 de profesori coordonatori, au ales să participe la proiectul Sălașul Interactiv. Pe primul loc în clasamentul opțiunilor elevilor privind ariile de explorare alese în această etapă este aria sărbători, evenimente, tradiții, meșteșuguri locale, port popular, urmată de tradiții orale, legende și povești locale și de istorie și patrimoniu, arhitectură locală, biserici, castele, conace, cetăți, ruine romane. Până în acest moment, 151 de elevi din 22 de unități școlare arondate la centrele Sălașul Interactiv Explorer au depus 114 contribuții realizate individual sau în grup conform ariilor de explorare expresie pentru care au optat la înscriere. Depunerea contribuțiilor continuă până în luna februarie 2015 conform regulamentului proiectului. Sălașul Interactiv este un proiect inițiat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sălaș Plus, derulat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Sălaș și Muzeul Județean de Istorie și Artă din Zalău cu sprijinul unei companii private. Elevii care doresc să afle mai multe detalii pot accesa site-ul www.selașplus.ro.